să nu ne ocolim, cu care să nu mai credeți și copiii noastre, dar și fiind copiții. Vă mulțumim și la noastră ca toți care sunt la această seară. Urmează seri foarte frumoase pe care noi le vom petrece aici, cu dumneavoastră. Dar ceea ce este foarte important este că vine, să sâmbătă avem privegherea de noapte. Noi spovedim și miercuri și vineri pe cei care postez, ca să pot, care se pot împărtăși. Mai avem iarăși un pelerinaj pe care vreau să-l facem. Doamna Octavia Răspunde este un pelerinaj la Mănăstirea Sâmbăta. Este un privilegiu să mai și rugăm să facem un parastat la Pământul Părintele Bondesc, Zafir, care a sfârșit biserica noastră și mulți de fii bisericii cunoscuți. Vă dorim o seară binecuvântată și săptămâna aceasta mai dorim cu avea slujbă la biserică. Dar ea este deschisă în fiecare zi. Aveți posibilitatea să vă și spovediți, dar aveți posibilitatea să vă faceți rugăciunea. E bine om să meargă tot timpul la biserică. Noi facem acest lucru și de a ține biserica deschisă de dimineață de la 7 până seara la 7. Și este o atmosferă destul de frumoasă și vă spun, poți să te rogi. Pentru că un creștin practicat este și un creștin care se roagă și este în comunie cu Dumnezeu. Părintele a spus lucruri foarte frumoase și despre spovedanie și despre împărtășare, despre post. Un creștin practicat, să știți că, în primul rând, are preta smereniei. Așa, dacă învățăm de la Maica Domnului, vom fi o biserică smerită, misionară, nu demisionară, o biserică în care punem peste fiecare om, și ne aducem aminte că trebuie să aducem pe toți pe calea aceasta. Pentru că Dumnezeu dorește ca tot omul să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Au fost multe zile care s-au petrecut pe aici, pe la noi, și au trecut în zona aceasta, dar că din jos în bisericii noastre au avut puterea discernământului, pe care și Mântuitorul Hristos în Apocalipsă o laudă, mai ales cei care știți că spune acolo că iubesc, urăsc faptele nicolaizilor pe care și Hristos le ura, adică ale sectaților. Deci au trecut multe secte pe aici, dar noi am rămas fideli învățăturii pe care am primit-o și ducem mai departe ortodoxia. Este, dacă vreți, sarcina pe care o avem noi și trebuie să o lăsăm copiilor noștri. Părintele a spus lucruri frumoase și astăzi și dacă îl urmăriți pe internet, multe lucruri minunate s-au spus acolo. De aceea l-am și invitat aici pentru sufletul gal pe care îl arată și pe internet și pentru misiunea deosebită pe care o face prin vocea de renaștere, nu? Din Cluj. Am făcut lucrul acesta pentru că sunt mulți credincioși din zona aceea care sunt în biserica noastră, de aceea mai cântăm și prin cezne și a fost o bucurie să fim cu părintele aici. Bine să mai veniți pe la noi. Vă mulțumim. Să ne trăiți!